Doar o zi mai despartă pe tricolor de debutul în Liga Națiunilor, competiție care le-ar putea asigura elevilor lui Edi Ordănescu o participare la Euro 2024. Surse apropiate naționalei susțin că tehnicianul care a sesizat absența spiritului de luptă din vestiarul tricolorilor le-a și transmis jucătorilor un mesaj clar și fără echivoc. Prima condiție este ca fiecare să dea tot ceea ce are mai bun. Cine nu dă totul pentru echipă este la ultima convocare. Nu o să ne schimbăm nivelul și rezultatele până nu ne schimbăm gândirea, a declarat Edi. Selecționerul a avut la dispoziție o săptămână de cantonament, dar numai în ultimele două zile a putut să lucreze efectiv în lot complet. Jucătorii s-au reunit în etape după finalul sezonului. Ultimii au ajuns abia luni seară, Pușcaș și Marin, după ce au disputat cu Pisa barajul de promovare în Serie A, pierdut în dubla cu Monța. Marții au făcut o refacere și abia miercuri au intrat la primul antrenament cu echipa, dar resimt încă o stare de oboseală, iar Eduard Iordănescu ia în calcul să nu îi folosească sâmbătă la Podgorița. În aceeași situație este și Sorescu, abia intrat în program normal după o accidentare. Confruntarea de sâmbătă, prima oficială din mandatul lui Edi Ordănescu, are o încărcătură uriașă pentru selecționer. După debutul ratat din amicalele disputate în luna martie, 0-1 cu Grecia acasă și 2-2 cu Israel în deplasare, conducerea Federației Române de Fotbal așteaptă să vadă un progres în jocul tricolorilor și un start cu dreptul care să dea speranțe fanilor într-o calificare la Euro 2024. Tehnicianul trebuie să claseze echipa pe unul dintre primele două locuri în grupa de Liga Națiunilor pentru a continua sigur pe Banca Națională și în preliminariile clasice.